Bună ziua, dragilor! Bine ați revenit la Flori în bucătărie! Astăzi facem pâinică. O să o frământ la robot, să facem mai repede și o să folosim următoarele ingrediente. 550 de ml de apă călduță, 1 kg de făină, o lingură de zahăr, o lingură de sare, 2 pliculețe de drojdie și 4 cartofi, așa mai măricuți. I-am fiert, i-am decojit de coajă și acum o să-i tocăm. Rămâneți lângă mine, dragii mei, să ne apucăm de treabă. Pentru început o să punem drojdia în apa călduță cu zahărul și cu 2-3 linguri de făină. Amestecăm puțin și lăsăm 10-15 minute. Între timp, dragilor, eu o să dau cartofii pe răzătoarea mare. Dacă vreți, puteți să-i tocați și la mână, nicio problemă. Cum vreți, așa îi faceți. Eu îi dau pe răzătoare. Bineînțeles, cartofii fierbeți și lăsați să se răcească complet. Vedeți? Am terminat, dragilor, de dat cartofii pe răzătoare. Acum o să cern făina în bolul, în vasul robotului. Am cernut, dragilor, făina. Acum punem cartofii. Amestecăm puțin. Adăugăm și drojdia care a activat. Și punem robotul să frământe 7-8 minute. Dragii mei, am frământat, cum am spus, 7-8 minute, acum adăugăm lingura de sare și mai frământăm 3-4 minute. Am terminat de frământat, dragilor. Am pregătit aici bolul meu cu... Am pus puțin ulei în bol. Am uns bine bolul. Vedeți că ăsta, coca este foarte moale, dar așa trebuie să fie. Iar acum o să pun în bol și o să las la odihnă pentru o oră, dragilor. Acopăr, bineînțeles, cu ciolofan de bucătărie și las o oră la crescut, la odihnă.
Dragilor, a trecut timpul nostru, ora noastră și 10 minute peste, am avut puțin treabă și cam așa prezintă coca noastră, dragii mei. Vedeți? Foarte bine, adică hai să mă ung puțin pe mâini cu puțin ulei. Să pot să lucrez cu ea, că vedeți, este foarte moale. Așa. Iar acum, dragii mei, am pregătit aici cratița în care o să dau așa cu apă și pe perete și las și apa acolo în ea, o jumătate de pahar de apă călduță. O să pun o foaie de copt. Bine așa așez. Iar acum o să întind pâinica puțin. Dăm așa un pic de ulei pe platul de lucru. Se lipească. Vedeți? Și o întindem așa puțin. Pe care o dăm așa. O împăturim. Vedeți? Așa. Vedeți? Iar acum o punem în tavă, în cratiță și o lăsăm 30-40 de minute să-și mai dubleze ea volumul între timp ce stă pâinica noastră, l-a crescut din nou. Încingem cuptorul la 140 de grade, dragilor, ca să se încingă foarte bine. Până când băgăm pâinica. Dragilor, au trecut și cele 30 de minute. A crescut pâinica din nou, după cum observați. Acum coacem în felul următor. Primele 30 de minute, așa cu capac, la 235 de grade. După 30 de minute coborâm temperatura pentru încă 10 minute la 200 de grade. Și ultimele 15 minute coacem fără capac. O să vă mai zic așa pe parcurs ca să nu ne încurcăm. Deci băgăm acum la 235 de grade 30 de minute. Dragilor, au trecut cele 30 de minute. Acum, cum am spus, coborâm la 200 de grade pentru încă 10 minute. Au trecut, dragilor, și cele 10 minute la 200 de grade. Acum o să dau capacul jos și o să mai las 10 minute, 15, să se rumenească pâinița bine.
Au trecut și cele 15 minute, dragilor, am scos pe Nica. O să o scoatem din oală și o să lăsăm să se răcească puțin. Dragilor, pânica noastră s-a răcit aproape de tot. Haideți să tăiem, să vedem și interiorul, cum prezintă. Ia uitați! Foarte, foarte, foarte bine prezintă. Și miroase așa frumos. Dragii mei, după cum observați, am ajuns și la finalul rețetei de astăzi. Pâinică cu cartofi. Foarte bună, foarte ușor de preparat. Și este bine să mai facem și astfel de rețete din când în când. Dragii mei, sper să vă fie de folos, să vă placă și să ne revedem la următoarea, cu mult drag. La revedere!